Nave militare din 7 țări membre ale Alianței Nord-Atlantice, 2 echipe de scafandri specializați în descoperirea și neutralizarea pericolelor subacvatice din România și Turcia și 2 ofițeri de stat major din Bulgaria și Turcia vor acționa în comun timp de o săptămână pentru îndeplinirea tuturor misiunilor. Obiectivul principal al acestui exercițiu este acela de a crește nivelul de interoperabilitate între forțele participante în domeniul luptei antimină și de a desfășura evaluarea și certificarea națională a forțelor ce vor face parte din Forța de Răspuns Întrunită a NATO pentru anul 2018. Gruparea navală NATO de luptă împotriva minelor din Mediterană va fi prezentă la Constanța cu 7 nave, una pentru suport logistic, nava comandantă a grupării, 4 vânătoare de mine și un dragon maritim. Și forțele aeriene române vor participa la exercițiul militar cu 2 aeronave MiG-21 Lancer de la baza 86 aeriană Borcea.